Vrei să dau afară din box? Să te bată băieți? Vrei să te trimi la rechin? Te trimi la rechin. Salutare valizelor, bine v-am găsit la un nou episod din seria Challenge-uri imposibile. Astăzi vom încerca să dăm win fără să facem niciun kill. Dacă ai și tu o idee pentru un challenge imposibil, nu uita să-mi scrii în comentarii, iar dacă vom alege să facem challenge-ul tău, comentariul tău va apărea în următorul clip. Hai să nu mai pierdem vremea și să trecem la treabă, nu înainte de a vă reaminti că cea mai ușoară metodă de a mă susține este introducând pe ItemShop codul Johnny Liniuță Valiză, fraților, ușor, simplu și rapid. Suntem aici cu Zigzag și cu Simple în formulă de 3 astăzi, nu o să jucăm în formulă de 4, că na, suntem prea buni. Prea bun, prea ca la țară. Primul meci. Ia ziceți-mă băieți, ceva idei, strategii pentru primul meci, cum îl abordăm, unde mergem? Da, trebuie să mergem undeva departe. Hai să mergem tot acolo, în direcția de unde am început noi SkyBase-ul să-l facem. Haide. Că toți știm locația, știm că nu vine nimeni. Trebuie să luptăm, ne trebuie multe heal-uri. Boșilor, să avem multe lemne. N-aveți voie să luați arme de jos, doar heal-uri. Bă, nu știu ce să zic. E un challenge greu ăsta, dar eu zic că nu e chiar așa de greu cum a fost ăla cu SkyBase-ul. Dar vedem acum, vedem, e primul meci. Vedem ce se întâmplă. Am făcut, frate, dar greu. Bă, bușu, brother, bușu. Bă, deci trebuie să farmăm, să avem multe materiale ca să putem să dăm dodge la bullets. Trebuie să stăm uniți și să găsim multe heal-uri, bășilor. Mamă, am luat direct armă de jos, calmează-te, Johnny. Acum ai minti. Mamă, stai că aia vreau să... am luat deja shotgun-ul. De să aruncăm shotgun-ul ăsta pe jos, că nu e al nostru. Ce mișto ar fi dacă ne-ar ieșit în prima. Numai să nu fie din aia toxici. Cum ar fi să aibă 4 rocket launcher să dea așa? A, da, asta e cel mai nasol de rocket launcher, mi-e frică, știi? Să nu spameze rocket launcher, că altfel eu zic că nu e chiar așa complicat, complex. Cum să stea ăla ieri spectei cu tine? Bă, mâncați-ați cum a fost băiatul ăla ieri, dar oare ce-o fi zis? Că a stat spectei și a văzut că am câștigat și meciul. Că a stat mult spectei. Grenade nu, fără... Nu, da, fără, n-avem voie să nimic, orice dă damage, n-avem voie să luăm pe noi. Bă, până acum stăm bine, am un slurp fish. Eu am 2 slurp fish și 4 flopări. 3 flopări și un metru. Mă dor mâna. Nu știi să scrieți? Da, știi să scriu, dar nu știu să scriu bine așa. Știi să citesc, da? Trebuie să mai informăm și materiale. Bun, hai că am 5 flopuri, 2 slurp. Aoleu. Fugi, fugi, fugi. Încearcă să fugi, zic. A tras spre mine. Fac, sunt la mine. Fac, fugiți. Fac! Bune, zic. Hai, fugi. Dă-te jos, Johnny. Nu așa, Johnny. Follow me, mai. Da, ne băgăm într-o casă și ne facem box și mai farmăm în casă acolo. Dă-i în următoarea direct. Zici tu? Da, hai că să ia pe spate, direct mergem. Mai sunt 18 playeri, Nu, lasă-l, Simple, rip Simple. Nu mă găsește pe mine, că-s departe de... Și ne urcăm pe aici, știi? Urcăm pe partea aia altă dealului, Johnny, pe aici. Exact, pe acolo, o luăm așa pe aici și mai farmăm. Și ne băgăm în zonă și așteptăm ultima zonă. Mai sunt 12 playeri, 11 playeri. Vreo 7 copii, am vreo 7 copii, 6 copii, 7 copii, 8, 9, vreo 11, suntem vreo 9 inși. Haide, tati! Am uitat aia care m-au omorât. Bun, blană, și fii atent. Am spart copacul. Încă. Să editez, să le editez pe astea în spate, știi? Să nu se vadă, alea două. Mamă, e cineva sus. Nu contează, noi suntem bine, 6 playeri mai sunt. Și aici ne facem box. Și stăm cu un singur box. 6 playeri, haide. Mamă, rocket launcher. Așa. Aia încă sunt acolo, să bat. Ne-a văzut, De ce nu mai stai cu un etaj sus? Păi mă dai jos. Alol. Rezistă Johnny. Nope. Da, m-am dus jos. Încercarea cu numărul 2. Am fost destul de aproape primul meci, doar că ne trebuie un pic mai mult IQ. N-a fost o idee prea bună să stăm pe high ground acolo, dar așa a fost și situația, adică nu prea am avut ce face. Trebuia să coborâm și să ne amestecăm printre build-urile alea și să stăm ascunși. Că noi trebuie să stăm cumva ei să nu ne ginească. Dacă ne ginesc, trag spre noi, cum au fost ăștia, ne spamează într-una. Când te-au spart pe tine, chest legendare, ești nebun? Nu, au schimbat textura și la miniuri când îți păi jos. Le-au făcut mai albat, de facil. M-au conturat toate chestiile, nu vezi că și caracterul, parcă e mai... E mai deschis, așa zici că jocul de o terra nouă. Chiar că adevărat că e altfel caracterul, acum mi-am dat seama. Că avem zona un pic mai aproape, putem să stăm mai mult, să farmăm și să stăm la flopări. Mamă, știi cum facem, Johnny? Deci farmăm și când ajungem în zonă, facem direct un box și stăm acolo, știi? Da, și trebuie să stăm într-un box sau în ceva, să ne ascundem undeva, știi, să nu ne vadă lumea, să fim puși-puși. very, very quiet. I'm hunting rabbits. Bă, ajung farmer profesionist să mor. A, că n-am farmat de materiale în ultimele zile. Oh my god. Hai că zona o avem. Bă, acum am putea, uite, acum e bine să rezona. Hai să mergem în zonă. Și știți cum stăm? Veniți încoa, vă arăt eu cum stăm, fiți atenți. Mai bine mergem sub podea. Apa este? Și stăm sub podea. Fă box, gen sub podea, sub bodea. Aici suntem în zonă. Gata, frate, și stăm așa. Uite, stăm, uite așa, eu. Stăm așa, eu. O dăm așa, undercover. Trăim până în capăt, așa, asta, ca să nu se prindă nimeni, să zică că cineva a trecut apa. Și rămânem tot așa, sub apă, dar la plajă acolo. Eu o să mă duc până în capăt, știi? Ca să nu dăm de bănuit. Gata, frate. Dacă vin băieții aici pe noi, că știi, încep 90-urile să fac. Hai să mai facem, ca să nu dăm de bănuit așa aici. Mai încolo, eu întrepus, frate. Părea. Gata, lasă-și. Acum stăm aici, în zonă. Cine vede asta o să zică că, bă, a trecut unul, frate, apa și n-a vrut să înoate. IQ 400, să mor. IQ 2874! Deci, în cazul în care ne-a văzut cineva, doi dintre voi pleacă în direcții opuse, construind, da, și lăsați mie toate heal-urile, doi flopări. Am auzit rocket, am auzit rocket. Uite, ia tu 4 flopări și ia eu 7 playeri, mai sunt 7 playeri, sper că nu 4 pe 4. Da, și stăm aici. Ia uite cum stă ea pe scaun în apică, văd fight-ul prin build. Da, păi aia. Dar nu, că nu e zonă. Vrei să dau afară din box? Să te bată băieți? Vrei să te trimi la rechin? Mă la stă pe high ground acolo să băieți. E sus acolo, pe bătaia mare, ești nebun. 22 de secunde, bă, să vedem unde ne dă zona, brother. Dacă ei nu trebuie să termine de bătut până ne dă zona. Mamă, dar ia să bat cu sniper, cu AK, poate suntem 3-3-1. Încearcă să-l dea jos. Hai că se închide zona, încă să bat, încă să bat. Hai să vedem repede, fiți atenți unde se dă zona. Și mergem rapid. Hai rapid. Dă-i dreapta, dă-i dreapta. Mamă, e unul lângă noi. No! Mă, dar nu mai fac ceva. Fiți atenți, eu rămân aici. Eu aici stau așa, să jucăm la box aici. Hai, bă, bune. Aici ăștia versus noi. Băi, eu stau la low ground, stăm tot așa. Bun, stați separați de acum. Eu sunt ok. Băi, te-am mai murit unul. Deci de acum stăm separați, băieți, da? Voi plecați într-o direcție, eu într-o direcție, nu mai stăm toți trei. Da, eu sunt aici. Eu nu mai am nimic. Cum adică nu mai e nimic? Mi-a dat hit-uri și mi-a dat... Vino, iau un medical. Uite, iau un medical. Ți-am lăsat un medical aici. E ok, că oricum n-am ce face cu 3 medicale, brother. Oricum, pe mine mă spamează. Mă duc mai în față să mă spamează, dar pe mine, știi? Vezi, pe mine mă spamează. E bine, e bine. What? Să vă uit ecranul și-l put pe sub apă. Pe mine. Aoleu! Mamă, zici că jucăm de avați ascunsele, ești nebun? Nu face Johnny! Da, am plecat. Am dat G-bait-ul. Mamă, ce bine stau aici! Am dat G-bait-ul. Acum totul depinde de zonă, nu mai depinde de mine. Mamă, ce bine stau aici, Johnny, stau jos de tot, gen. Și eu stau foarte bine aici. Să vedem unde se dă zona. Vedem, ai în mijloc, oricum. Bun, hai că e bine. Bro, știu să pămâni. Vindea spre lor, vindea spre lor. Hai că ăștia stăpa cu mine, nu-i problemă. E la mine unul. Eu m-am băgat la box. Eu sunt pe high ground. Eu sunt ok. Ok. Mama, eu mai am 100 materiale și ăsta aici la mine, dar nu-i problema de război. Nu e problema de război! Bă, nu trebuia să vii. Slape. Păi urmă meț. Pe mine nu mă știu. Nici pe mine nu mă știu. E una aici deasupra mea. No! Hai, Johnny, continuă. Eu zic să te duci în zona, să te bași adânc în zona, că ai flopuri și reziști. Nu, dar nu, îți zic eu când îți dai. Ăla e tunul, de-ai descărcat. Dă-i. Haide, haide, bun. Are timp, are timp. Și-ți începi cu flopuri și-ți dai la cât? La 20, îți dai mereu cu flopuri sau la 30. Au două tunuri aia. Unul a murit. Așteaptă, nu te grăbi. Bine, bine, mă! 0 kills, brother! Win cu 0 kill, challenge imposibil, a doua încercare. Nu uitați, băieți, dacă aveți și voi o idee de challenge imposibil, scrieți-mi în comentarii și poate alegem challenge-ul vostru și apare în următorul video. Să le mulțumim și lui Zig și lui Simple pentru participare. Mulțumim, băieți, sunteți forță, am dat marea bubuială, 0 kills win, challenge făcut de băieții din Nous, încă un challenge bifat, let's go! Ăsta a fost și episodul de astăzi, valizelor, sper că v-a plăcut, nu uita, dacă vrei să vă susții, cea mai ușoară modalitate de a o face este introducând codul Johnny Liniuță Valiză pe ItemShop, ușor, simplu și rapid. Un like, share și subscribe, vă pup și vă doresc o seară în continuare.